Deci asta dată o mărturie, deoarece cu toții ne confruntăm cu patimile, cu toții trăim între aceste două dimensiuni ale libertății Duhului și sclaviei, fie a minții, fie chiar a trupului. Și aș vrea să-l invit pe Andrei Argentis, un tânăr antreprenor, să ne spună despre propria sa experiență cu cele două dimensiuni. Andrei? Bună, prea Sfinția voastră, dacă cel mici părinți, dragi invitați, dragă autorul. Bună seara și Doamne ajută! Având obiceiul să vorbesc liber, mult și fără rost, ca să transmit totuși ceva concentrat și poate de folos, am decis să scriu și să citesc câteva idei. Sunt Andrei Argentis, sunt moldovean, ortodox, căsătorit cu Ioana, am 4 copii minunați. Astea sunt realizările. Părintele Claudiu m-a invitat clar din smerenie. După ce antevorbitorii mei au ridicat nivelul evenimentului la rang de academie, părintele a amizat că dacă am ratat 16 ani din viață, sigur mă descurc să reechilibrez situația în seara asta. Sunt chemat să vorbesc la lansarea unei cărți despre adicții. Știm că părintele este un militant împotriva adicțiilor. După ce eu personal m-am luptat cu unele din ele timp de 16 ani, dependența de jocuri de noroc, ruleta mai exact, încercând să uit pierderile cu alcool și să sting sevrajul de alcool cu Xanax. Cum ar zice un gambler, am mizat totul pe moarte. Și aproape am reușit. Am știut mereu că am o problemă. Stăteau mărturie, relațiile distruse, sevrajele, $1,000,000 pierduți în cazinouri, datoria de 300.000 și dobânzile cămătarilor lunare, duble față de venituri. Dar am vrut să o rezolv și am căutat toate soluțiile știute pe piață. Psihologi, medicamente, psihiatri, chiar și un an la Alcoolicii Anonimi. Nu am reușit. Faliment total, dar deveneam mai abil în a justifica o tulburare de comportament cu care am fost diagnosticat pentru manifestările mele. Am pierdut tot. Mi-am amanetat viitorul pentru 400 de ani. Da, atât trebuia să lucrez la nivelul venitului de atunci, doar să-mi sting datoriile, nu și dobânzile. Aveam credință, puțină, dar în Dumnezeul cel adevărat. Și deoarece îmi manifestam disperarea să ies, a trebuit să trec printr-un nou cuptor. Am adormit în 11 ianuarie 2018 la minus 18 grade și m-am apropiat de moarte prin hipotermie. Am fost găsit pe pavajul înghețat de cumnatul meu Petre, care a plecat fulgerător dintre noi anul trecut și vă rog să-l pomeniți. Și de autorul cărții de față. Au chemat salvarea și m-au dus la urgențe. Conștientizând moartea și apropierea de iad, i-am spus părintelui Claudiu că dacă scap atunci, voi scăpa de tot, de adicțiile pe care le uram, dar cărora le slujeam cu banii, sănătatea și viața mea. Nu știam dacă voi trăi. Și nu știam că urma cea mai grea zi din viața mea, cel mai greu an și cea mai grea perioadă. Dar s-a meritat. Aș mai trece încă o dată pe acolo, cu experiența de atunci, ca să ajung aici. Știu de unde vin și știu ce dar am primit. Dacă am stins datoriile la cămătari, ce e mai important? Să stingi datoriile sau să-ți mântuiești sufletul? Miracolului din martie 2020, când mi-am stins în 24 de ore toate datoriile acumulate, toată perioada trecută, îi voi spune coincidență. Ba nu, îi voi spune Dumnezeu. Și printr-o coincidență îl voi numi singura cale. Mândria m-a doborât. Mândria e rădăcina. Patimile sunt ramuri. Degeaba dăm în ele, apar altele. Fiți deștepți. Fiți credincioși. Fiți neînfricați. Dați în mândrie. Din nimereală
Anul trecut am devenit campion mondial, intrând în cartea recordurilor Guinness cu cea mai mare colecție de telefoane mobile din lume. Le-am strâns ca să-mi țin mintea ocupată în sevrajul de jocuri de noroc. Acum le vom pune într-un parc tematic, în una din cele mai importante atracții turistice din Europa. Ce vreau să fac cu banii din acest proiect? Păi între timp am aflat soluția adevăratei bogății și prosperități. Și aceea e să dai totul. Nu doar ce îți rămâne. Și vei fi cu adevărat bogat. Și nu mă refer metaforic, ci real. Plus că prin milostenie ne mutăm ceea ce avem în rai. Sunt președintele Fundației Echilibrum, ce are ca scop combaterea dependențelor de orice tip. De aceea, cu banii din afacerea parcului tematic, ce aparține direct fundației, vreau să construim cu ajutorul lui Dumnezeu un centru contra dependențelor de orice tip și să dau mai departe tratamentul primit de mine în vindecare. Am mentor pentru asta. Sunt român, sunt moldovean, respectul meu istoric merge către fiul duhovnicesc al lui Daniel Sihastru, domnitorul Ștefan cel Mare, cel care a fost un zid al ortodoxiei, împărtășindu-și oștirea înaintea fiecărei bătălii împotriva păgânilor. Ștefan cel Mare îmi devine mentor. Acum 100 de ani, ruda lui Avram Iancu a creat prin oastea Domnului în România o fundație contra dependențelor de orice tip, contra păcatului. Părintele Iosif Trifa îmi este mentor. Prin fiecare respirație, secundă sau atom așezat perfect în ființa mea, Hristos împăratul, care s-a coborât acum 6 ani lângă mine la minus 18 grade, să îmi spună că nu am făcut încă nimic cu talanții ce mi-a dat, să mă încălzească și să mai pună odată Duhul de viață în mine, fără să merit. Îmi este mentorul suprem. Puteam să vă țin un discurs motivațional, electric, ce să vă dea energie de luptă pentru ziua de mâine. Dar adevărul e că a fost greu. Că e greu și trebuie să fie greu. Deoarece noi luptăm pentru viața veșnică. Și nu putem obține cel mai valoros cadou de pe pământ fără să doară, fără să suferim. Fără să uităm mirajul de ființe puternice de care credem că suntem. Dar știu sigur că dacă nu luptăm și dacă nu ne despătimim, murim și murim veșnic în fiecare clipă, în iad. Părintele a spus la descrierea mea că voi da o mărturie despre cum oricine poate să reușească. Adevărul că nu poate oricine. Deoarece patima ne bate voința cu o forță de peste 20 de ori mai mare. Și avem sădită în educația noastră că vom reuși prin voință. Este fals. Eu am o voință de fier și am luat o bătaie fatală, falimentând pe toate planurile posibile. Dar garantat poate să reușească oricine. Admite că nu poate singur. Predă conducerea cerului, echilibrând forțele în favoarea lui. Și se pune la luptă cu el însuși, cu mândria, apoi cu patimile. Ce m-a salvat? Hristos direct. Ce mă ține? Ortodoxia. Prin ce? Prin credință? Prin lipsa fricii? Rigoare? Duhovnic? Mentori? Împărtășanie? Atos? Hristos. Hristos direct. Prin mijlocirea prietenului meu, Sfântul Paisia Gheoritul. Apoi Sfântul Apostol Andrei și Maica Domnului, ce mi-a salvat familia. Apoi toți ceilalți sfinți s-au făcut mănunchi de pază în jurul familiei mele și al vieții noastre. Merit
Probabil nu. Dar atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Eu nu îmi permit să dau sfaturi, dar mi le spun mie, la persoana a doua, ca să rămân viu. Luptați, faceți-vă un program, faceți sport, postiți, luați-vă duhovnic, fiți curajoși, fiți asumați, fiți de cuvânt. Nu ascultați zgomotele de război din mintea voastră, multe sunt la derută. E un război duhovnicesc nevăzut la care participăm, indiferent dacă vrem sau nu să știm. Diavolul are miros, zgomot, acțiuni și milenii de experiență. Nu mă credeți. Riscați. Nu se merită. Alegerea de a ieși din dependență e vitală, dar vă spun că nu avem forță să ducem lupta. Hristos vine și completează îngerii și sfinții, familiile și frații noștri. A ne salva nu e o alegere, e o obligație, altfel murim și noi suntem creați pentru viață veșnică. Alternativa nu e valabilă. Vă spun un secret. Diavolul joacă la trecerea timpului. Nu avem timp. Nu mușcați momeala. Nu pierdeți timpul. Fiți neînfricați. Credeți. Fiți liberi. Se poate. Hristos poate prin voi. Doamne ajută. Mulțumesc.